Dumnezeu, când s-a pogorât în lume, mai înainte ne-a iertat, ne-a iertat pentru că l-am trădat în rai, ne-a iertat pentru că ne-am îndepărtat de poruncile pe care ni le-a descoperit prin proroci, ne-a iertat pentru că nu l-am primit pe Fiul Său, l-am răstignit. Pentru toate ne-a iertat. Ne-a iertat pentru că ne-a iubit. Și noi suntem datori să răspundem cu aceeași dragoste. Să iertăm pentru că nu este cu neputință. Nu este cu neputință să iertăm pe acest om păcătos din fața noastră, pentru că însuși Dumnezeu l-a iertat. Aceasta este cugetarea cea mai de folos. Aceasta este raportarea pe care trebuie să o avem față de aproapele. Înainte de a-l judeca eu, trebuie să mă întreb cum îl judecă Dumnezeu pe el. Și cum îl judecă? A murit pentru el. Dumnezeu l-a iertat. Îmi vin oameni cu întrebări de genul: oare credeți că pe verișorul meu, care a făcut așa și așa, poate Dumnezeu să-l ierte? Când a murit pe cruce, a arătat că l-a iertat. Problema lui este: ce va face el mai departe? Va primi această iertare? Va răspunde aceste iertări? Cum răspundem noi iubirii lui Dumnezeu și iertării pe care ne-o dăruiește? Iertând pe aproapele nostru. Dumnezeu n-a voit nimic altceva de la noi în schimb pentru dragostea pe care ne-a dat-o, pentru iertarea pe care ne-a dat-o, ci a voit ca și noi, fiecare la rândul nostru, să facem același lucru cu aproapele nostru. Dacă este să ne asemănăm cu Dumnezeu în ceva, aceasta este puterea de a ierta. Noi nu suntem nici fără de început ca Dumnezeu, nu suntem nici atotputernici, nu suntem nici lumină, nu suntem nici adevăr, nu suntem nici cale, nu suntem. Nimic nu suntem. Suntem pământ. Dar Dumnezeu ne-a chemat să fim asemenea Lui și asemenea Lui Dumnezeu suntem atunci când iertăm. Puterea de a ierta este însușire dumnezeiască. Iertând celor ce ne greșesc, ne facem părtași la dragostea cu care iubește Dumnezeu lumea. Până la venirea lui Hristos nu putea oamenii să ierte, dar prin moartea sa și prin harul pe care l-a vărsat asupra lumii, ne-a dat această putere și această bucurie de a ierta pe cel din fața ta.